Copiii ar putea beneficia de alocație încă din prima zi de viață. Senatorii USR Anca Dragu și Ștefan Pălărie au depus o inițiativă legislativă care prevede acordarea alocației de creștere a copilului din prima zi de viață a acestuia, urmând ca ea să fie plătită în maximum 30 de zile. În România, copiii primesc alocația, deși au dreptul să primească alocația din prima zi de viață, din motive în special de birocrație, dar și de legislație, ei primesc alocația după o lună, două, trei. După, în luna următoare, sunt îndreptățiți să o primească, se fac actele, iar după două luni și poate chiar mai mult, primesc efectiv banii. Ori, știm foarte bine că o familie cu un nou-născut înregistrează cheltuieli din prima zi, ba chiar înainte, pentru că ei trebuie să se pregătească pentru acest nou-născut. Inițiativa legislativă vine în urma unei petiții intitulată Alocație din prima zi, lansată de către Andrei Pătru, membru USR Dolj, la începutul acestui an, care a strâns aproape 1000 de semnături de la cetățeni.